Superliga vă este oferită de Superbet. Partidă extrem de important pentru oaspeți, mai ales într-o luptă la distanță. FCU Craiova cu Șepși pentru ultimul loc de play-off. În același timp, Hermannstadt speră și ea să poată depăși pe ultima sută de metri măcar una dintre cele două echipe clasate deasupra, FC Botoșani sau Chindia. Se va decide în acea rejucare, dar Craiova ar avea și varianta remizei. Iese Letița, mingea ajunge însă la Ganea, care caută poarta goală. Nici vorbă de offside, a stat puțin cam nesincronizată, să spunem, defensiva. Ioniță, atacă destul de susținut al sibienilor. Iancu încearcă șutul, este blocat de Duarte. Minge ajunge apoi în careul Crevenilor. Gol! Nu! Ce șut a prins apoi Iancu, după ce tot el șutase și de la marginea careului. Lasă bine cu jucarul avantaj după ce fanionul fusese ridicat de la margine pentru un offside. Continuarea lui Ganea, levită pe Minosota, apoi șutează, reține însă Letița. Deja vorbim de aspirații europene. Iancu reușește să-i trimită lui Paraschiv și continuarea apoi cu Călin Popescu în fața porții. Călin Popescu, este o intervenție a lui Negru, se dezechilibrează Călin Popescu, cer penalti sibienii. Se va trece repede la relori. Aici se pune problema dacă Negru îi dă peste picioare lui Călin Popescu și îl împiedică să joace mingea. Aici se pare că este o discuție și jocul continuă. Dar asta pentru a permite și mijlocașilor să participe la construcție. Basa avea poziție de șut, șutează acum. FCU depinde numai de ea în acest moment, atâta timp cât Șepși este condusă la București. Echipa poate să plece la Craiova, deja calificată în play. Foarte bine recuperează Iancu și pasa este foarte bună pentru Paraschiv. Paraschiv șutează la colțul lung, parada lui Gureu. Din nou Albu trece de doi adversari, șutează! Oh, ce execuție! Bun, aici se va vedea cel mai bine. Câțiva centimetri. Vine la bara a doua Mascarenia și apoi șutul lui Picolomo, bară! Încă o dată șutul foarte bun la colțul scurt al lui Picolomo și respinge Letița, mingea s-ar fi dus în vinclu. Nici nu știu dacă de fapt respinge portarul sau acolo se duce. Lovitură de la colț executată de Balaure, centrează destul de tare, mingea revine, mai are șansa încă unei mingi în care... Gol! Minge deviată de Enriqueș! Hermannstadt deschide scorul în minutul 69! Și în acest moment ambele aspirante la locul, ultimul loc de play-off, rămân la aceeași distanță. Hermannstadt în schimb face 32 de puncte, o egalează și implicit o depășește pe Botoșani. La directe stau la fel, spuneam, două rezultate de egalitate, dar Hermannstadt are un golaveraj mai bun. Încă o dată, iată faza. Este, putem să-i spunem totuși că nu e autogol dacă Balaure totuși a trimis pe poartă. Superliga vă este oferită de Superbet.